Marustan a onorat întâlnirea cu suporterii din partea conducerii clubului. Au fost prezenți doar Narcis Răducan și Gabriel Vilianti. Directorul executiv, Remus Pascu, a fost plecat la București. Primarul a criticat acționariatul pentru situația în care a ajuns echipa, dar și-a asumat totodată vina de a fi recomandat conducerea ArcelorMittal pe Dan Adamescu. Stan a punctat faptul că în momentul când a plecat de la club, în cont se găseau peste 7 milioane de euro și acum există sechestru pe bunurile grupării Gălățene. Edilul șef i-a somat pe reprezentanții TNG să declare ce au de gând cu oțelul, pentru că în caz contrar vor intra în scenă alte organe ale statului. Suporterii au dat dreptate primarului și au promis că vor organiza un marș de proporții la care vor lua parte și reprezentanții sindicatelor.